May the force be with you. 愿与你与你同在. Zorca ter head alone. Awagbara bailo. Forța să fie cu tine. Bună! Numele meu e Ana Marie, am 26 de ani și până la data de 4 mai 2015 nu știam nimic despre Star Wars. Și acum din public o să se audă două reacții. Prima, bună Ane, și a doua, femeie, pe ce planetă ai trăit până acum? Oh, și nu numai că nu știu nimic despre seria Star Wars. Bine, știu că există Darth Vader și știu că forța trebuie să fie cu mine și știu că există Cavalerii Jedi. Sunt la curent cu termenii care circulă în folclor. Dar am făcut și greșeala impardonabilă, din câte am înțeles, să confund Star Wars cu Star Trek. Știu, merit să mi se tai o mână cu sabia laser. Însă astăzi, 4 mai, ziua internațională Star Wars, am decis să schimb ceva. Așa că i-am rugat pe câțiva dintre cei mai vechi și înfocați fani din România să mă ajute să ies din întunericul în care orbecă-i de 26 de ani. Așa că am stat de vorbă cu Ioana, Ken, George, Alin și Radu, câțiva dintre ei membri ai fan clubului Star Wars din România și iată ce am aflat de la ei. Numele meu este Ioana Manea și de aproape 20 de ani lucrez în publicitate ca om de creație. Hello there. My name is Ken and I have been asked to help a Star Wars noob understand what the franchise is and what its appeal to fans is. Sunt George, am 25 de ani, sunt student, sunt fan Star Wars și sunt aici ca să te ajut. Forța fie cu tine. Sunt Alia Poricolopian și sunt Jedi. Eu sunt Radu Pleșca, am 25 de ani, iar de meserie sunt jurnalist. This is Star Trek, this is Star Wars. Star Trek, Star Wars. Star Trek, Star Wars. Roddenberry, Lucas, 1967, 1977. You get the point. Come to me, we'll fix you right up. Sunt fan SF încă de pe vremea când singurele lucrări de profil la care aveam acces erau almanahul Anticipația și puțina literatură de profil sau încă și mai puținele filme care scăpau cenzurii ceaușiste. Și, din fericire, Star Wars a fost unul dintre ele. Star Wars este un mod de viață. În primul rând vorbim despre o serie de filme care au impresionat o lume întreagă. În al doilea rând, în jurul acestor filme s-a creat un asemenea univers atât de complex pe care mai ales iubitorii de science fiction l-au adoptat ca pe un mod de viață. As one of Generation X's finest, I waited in line with my dad to see the very first film when it came out in theaters in 1977. I wish I could convey the wonder of that moment, but there's no common frame of reference. Still, that won't stop me from talking about it now, a lot. De ce îmi place Star Wars? Are la bază a big idea, dar și o execuție care îi face cinste. Teme generoase, ca democrație versus dictatură. Tehnologia îmbrățișată fără suflet, scrupule și conștiință și efectele ei dezumanizante. Predestinarea eroului. Pe urmă, influențe eterogene și multiple, precum ecourile filozofiei budiste și taoismului în credințele și chiar costumele cavalerilor Jedi și mai ales ale lui Yoda. Un cod al onoarei amintind de samurai. Asemănările personajelor cu cele dintr-un alt mit american modern, Vrăjitorul din Oz. Contrabanda galactică, inspirată din Dune-a lui Frank Herbert. Pentru mine Star Wars este o evadare din cotidian, o scăpare de impunerile și neajunsurile de zi cu zi. Star Wars reprezintă o înșiruire de detalii variate și diversificate care produc un întreg perfect. This is the face of someone who spent his formative years pretty much on his own. He didn't get picked for sports teams, for school plays, for social events. He got picked on a lot. People like this were the original nerds way before it was cool. Nerd! Nerd! And we tended to develop mostly solitary habits, primarily reading, primarily science fiction, because it provided an escape from our unpleasant reality like no other genre could. Last but not least, cum zice englezul, o echipă de adevărați magicieni care au făcut istorie în cinematografie. Efecte speciale, sound design, efecte miniaturale, concepție artistică și mai ales muzică.
Not only did we watch it, we wanted to live it. Fans started to connect with other fans and discovered that, yes, other people think like I do. I'm not alone. I'm a sad escapist geek, but so are these millions of other people. Eu am văzut prima oară filmele când eram foarte mic. Nu am înțeles foarte bine pe atunci ce înseamnă tot fenomenul ăsta Star Wars. Fiind ceva mai mare după aia, am făcut un maraton a filmelor Star Wars, și anume a episoadelor vechi, 4, 5, 6. Ce-mi place mie la Star Wars e faptul că e o lume super șmecher în care aș vrea să trăiesc, adică cine n-ar vrea să fie Cavaler Jedi? Un Jedi știe că provine și se reîntoarce în forță. Și mai știe că pe parcursul existenței sale vremelnice, forța este în și cu el întotdeauna. Cavalerii Jedi reprezintă partea luminoasă, partea pozitivă a forței. Ei sunt cei care apără dreptatea, care îi apără pe cei mai slabi. Ei sunt cei care scot sabia de la brâu doar în ultimă instanță, ca o ultimă soluție la problemă. Ei caută să medieze, ei caută să vorbească, să negocieze, niciodată să se lupte. Dar atunci când au nevoie, o fac. Un Jedi folosește întotdeauna atacul în defensivă. El nu va împunge niciodată și va para. Poartă permanent cu el onoarea, mantia și datoria. Lightsaber-ul. Eram niște oameni, hai să-i comparăm cu călugări Shaolin, numai că mult mai fain cu o sabie laser pe lângă ei. Sunt foarte multe replici. Una din replicile pe care mai mult ca sigur o știi și tu de pe Nanyag este It's a Trap. Admiral Akbar este un personaj din Star Wars, iar chestia asta cu It's a Trap a fost din episodul 6. May the Force be with you, pe care o știe toată lumea. The Force is strong in this one. I sense a great disturbance in the Force. Și unul foarte, foarte fain pe care îl spune Master Yoda este Do or do not, there is no try. Ordinea în care ar trebui să te uiți la filme teoretic nu ar fi cea cronologică a eliberărilor, în sensul că primele filme au fost 4, 5, 6, episoadele 4, 5, 6, deci bine ar fi să le iei de la 1 până la 6. În opinia mea, ca să cunoști lumina, trebuie să știi întunericul, ca apoi să știi cum s-a prins lumina. When convention time comes around, TV news likes to pick out the one fan who's gone a little bit extreme and use him to paint all fans as retarded outcasts living in their mom's basements. Mai simplu însă și mai uman, cred că îmi place Star Wars pentru că părinții îmi citeau basme când eram copil. Ok, m-ați convins. Forța fie cu voi. Am niște filme de urmărit. Ciao!